Migdalele, armă împotriva bolilor de inimă și a diabetului migdalele sunt excelente în oricare anotimp, furnizând organismului o cantitate valoroasă de energie. Trebuie să știm însă că migdalele reduc senzația de foame și că este mai degrabă invitat să ronțăiți un pum de migdale crude decât un pum de covrigei. Medicament anticolesterol un pumn de migdale reprezintă o sursă excelentă de magneziu și de vitamina E, de fibre, de potasiu, de calciu, de fosfor și de fier. Mai mult, putem vorbi despre migdale ca despre un medicament gustos, deoarece acestea au același efect ca unele doctorii ce ajută la reducerea nivelului colesterolului datorită conținutului de grăsimi mononesaturate. Efectul acestora este de a reduce nivelul colesterolului rău și de a-l crește pe cel bun, ajungându-se astfel la un raport echilibrat. În cadrul unui studiu realizat la Universitatea din Toronto, Canada, s-a demonstrat că subiecții care consumaseră zilnic o mână cu migdale, adică 30 de grame, au avut un nivel al colesterolului rău micșorat cu 4,4%. La cei care mâncaseră o cantitate dublă, adică 60 de grame de migdale pe zi, nivelul colesterolului a fost redus cu 9,4%. Chiar dacă migdalele sunt bogate în grăsimi, subiecții folosiți la studiu și-au păstrat greutatea inițială, ba mai mult, unii dintre ei au reușit să scape de câteva kilograme. Acest lucru se datorează faptului că migdalele, asociate unei diete hipocalorice, ajută la slăbit. Combat ulcerul datorită gustului bun, dar și a efectelor terapeutice, migdalele trebuie consumate în caz de ulcer gastric și în gastritele hiperacide. Motivul îl constituie uleiul gras din aceste semințe, ce formează un soi de peliculă de protecție pe peretele stomacului. De asemenea, protidele din migdale anihilează acidul clorhidric, neutralizând aciditatea excesivă. Din acest motiv, durerile și arsurile gastrice se reduc și colitele de fermentație sunt ameliorate datorită substanțelor din migdale. Semințele migdalului sunt indicate și în cazul tusei convulsive, deoarece au acțiune antispasmodică. Vă păzesc de atacul cerebral consumat zilnic, în stare crudă, acestea reprezintă o sursă excelentă de vitamina E, un binecunoscut antioxidant care micșorează riscul apariției tumorilor, mărește puterea de apărare a organismului față de infecții și previne bolile de inimă. Un alt element important conținut de migdale este acidul folic, vitamina B9, care protejează inima și îndepărtează riscul de atac cerebral. Pentru reducerea riscului de apariția bolilor cardiovasculare, s-a constatat că este suficient un consum zilnic de 20 de grame de migdale. Previn diabetul o altă serie de studii, realizate în SUA, au demonstrat că migdalele, nu numai că previn diabetul, dar ajută și la vindecarea acestuia. Cercetătorii de la Universitatea New Jersey au descoperit că acești sâmburi contribuie la tratarea diabetului de tipi, care se întâlnește în 90%, 95% din totalul cazurilor de diabet. Studiul, publicat în Journal of the American College of Nutrition, menționează faptul că migdalele îmbunătățesc sensibilitatea la insulină și miciorează nivelul colesterolului rău în cazul celor cu predispoziție spre diabet și cu un nivel mare de glucoză în sânge, dar nu suficient de mare încât să fie diagnosticați cu această boală. Cercetările s-au concentrat pe observarea efectelor unei diete bogate în consumul de migdale, administrată unui număr de 65 de adulți care sufereau de prediabet. Dr. Michael Leuien, cercetător șef al studiului, a afirmat că este un rezultat promițător pentru persoanele cu factor de risc pentru diabetul de tip și bolile cardiovasculare, iar o dietă cu acești sâmburi poate preveni sau stopa dezvoltarea acestor boli. Laptele, bogat în omega-3, dacă vă numărați printre cei cu intoleranță la lactoză, alternativa la laptele de vacă, este laptele de migdale. Acesta are un gust bun, este sănătos și nu îngrașă. De asemenea, este bogat în proteine și acizi grași omega-3, nu conține colesterol sau grăsimi saturate și are o concentrație mare de vitamina E, zinc, magneziu, potasiu, calciu și fier deoarece conține și destul de mult calciu, magneziu și vitamina D, ajută în prevenirea apariției osteoporozei. Multe studii au arătat că acest cocktail de minerale și vitamine menține sănătatea oaselor pe măsură ce organismul îmbătrânește. La fel ca sâmburii, laptele este indicat și celor care urmează o cură de slăbire, deoarece are o concentrație scăzută de carbohidrați. Pentru a prepara laptele de migdale aveți nevoie de o cană cu migdale crude. Lăsați-le la înmuiat peste noapte în multă apă pentru a-și măr volumul și pentru a putea fi mai ușor de decojit. A doua zi puneți-le în blender împreună cu trei căni cu apă, omogenizați-le bine și la final strecurați. Puteți să îl faceți mai aromat folosind puțină coajă de lămâie rasă sau miere. Se păstrează în frigider, într-un recipient de tanș, maximum două zile. Nu uitați însă că sănătatea e cea mai importantă și trebuie să ne îngrijim de ea adecvat. Cereți sfatul medicului specialist pentru evitarea eventualelor efecte adverse. Multă sănătate! Abonați-vă să rămâneți la curent cu noutățile, apreciați materialul și distribuiți canalul.